You got a light, mate? Yeah, I have. Hold this, man. Give me that. Can you hold that for a minute? Yeah, sure. Sorry, I've finished. It's all right, I'll take care of that. I've finished. Me too. Sper că mai avem umor în țara asta și mai putem difuza astfel de materiale sau interpretări, până la urmă, parodii ale realităților politice. Cred că și membrii CNA mai au umor, sperăm. Ei bine, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Urmează o ediție foarte tare. Avem și virale, probabil cele mai spectaculoase virale. La zi avem însă o mulțime de alte discuții și dezvăluiri. Avem și subiecte de forță, o chestie foarte, foarte interesantă. Fiți atenți la head-uri. N-are rost să spun eu înainte. Apropo de simulările care s-au tot practicat în anii premergători pandemiei, care tot anunțau ce urmează să se întâmple, dar la care n-am fost atenți, pentru că nu mi se păreau niște tâmpenii în perioada respectivă. Fiți atenți la head-uri acum. Criza alimentară globală și proporțiile inimaginabile ale acesteia au fost prevăzute încă din 2015 într-o simulare realizată sub tutela Fundației Mondiale a Naturii. Asemănarea cu realitățile momentului este frapantă. Estimarea prevede că dezastrul va începe din 2022. Care ar putea fi proporțiile acesteia, aflați de la noi? Scenetele lui Caragiale sunt depășite în fiecare zi de prestațiile politicienilor români. Astăzi, la prânz, prim-ministrul propus era Nicolae Ciucă. După amiază, a devenit fost prim-ministru. Cert este că Florin Câțu rămâne la timona corabiei în derivă numită România. Deși 50% dintre români au datorii la bănci, economia duduie. Eurostat ne informează că în ultimul trimestru România a avut o creștere de 8%, devansând cu mult locomotivele Europei, Franța și Germania, și totuși vesticii nu vor să emigreze în România. Oare de ce? Căutăm răspunsurile în emisiune. Viralele nu aveau cum să lipsească din probabil cea mai bună discuție a săptămânii. Vă prezentăm câteva care o să vă marcheze pe viață. Nici nu știți cât o să râdeți. Doamnelor și domnilor, Robert Turcescu și Mirel Palada din nou în platoul emisiunii. Bună seara! Salut, bună seara! Bună seara, Mădălin, bine te-am. Avem și virale, avem și dezvăluiri, avem acest episod foarte interesant din 2015, an în care s-a întâmplat și povestea aceea transmisă la un moment dat de italien, preluată de anumite televiziuni, cu Institutul de la Wuhan și pregătirea, să zicem, unor experimente legate de zona coronavirusilor, care au explodat, situația care a explodat și știre care a explodat, în special în pandemie, interpretată în toate felurile. Ei bine, după Crimson Contagion, episod de la Casa Albă din 2019, potrivit căruia, simulare tot la Casa Albă, potrivit căreia, de fapt, o pandemie va izbucni în China și va răspândi întreaga lume peste cap sistemul sanitar care nu va fi pregătit. Avem un nou episod în această seară, desfășurat, atenție, sub patronajul, sub tutela, dacă vreți, Fundației Mondiale a Naturii cu sediul la Washington, un episod la care au participat 65 de politicieni marcanți și reprezentanții unor companii uriașe din lume, iar asemănarea, rezultatul, simularea, este inimaginabilă. Asemănarea cu prezentul este înfricoșătoare și ceea ce previziunile pentru următorii ani sunt absolut de nelăsat la o parte și de comentat în această seară. Dar hai să intrăm puțin în zona politică românească. Ciucă era premier la prânz, după amiază n-a mai fost pentru că a ieșit Ciolacu și a zis: domne, măi, domnul Ciucă, pentru că partidul mă vrea pe mine, noi am câștigat alegerile, ăștia din PNL nu știu nici ei dacă să-l susțină pe Ciucă sau pe Câțu.
E o întreagă harababură. Cert e că dacă e să-l, cum să zic, să-i dăm crezare domnului Ciolacu, săptămâna viitoare vom avea guvern. Și în mod normal, cred că Ciolacu știe ce spune. Cum e cu circul ăsta? La prânz ai un prim-ministru, după amiaza Ciucă nu mai este. De ce se întâmplă aceste scurt circuite? Adică e totul de la Cățu? Mirel, că tu ești cu sociologia, cu informațiile, cu... Zice că în 1963 s-a scris o carte, Dune, dar au făcut ăștia film acum. E bun? L-ai văzut? E foarte bun, e neașteptat. Da, trebuie să discutăm despre el. Da, am avut o frică în sânge. Vreau să-l că o să fie neapărat. Este neașteptat de bine. Okay. A făcut Denis Villeneuve și a făcut treaba. Uh-huh. Și zice că Palada știe citate pe de rost din această carte, Dune. Printre care un citat deosebit care spune începutul este o treabă delicată. Bene Gesserit. Citat Bene Gesserit. O să fie complicat. E un început. După o perioadă în care s-au sfâșiat, s-au demonizat, au dat cu tot soiul de lichide și solide unii în alții, ce ai vrea să se așeze la masă și să o rezolve așa de ușor? Câțu joacă o carte... Și suspect. Ar fi, ca să nu mai spune că ar fi și suspect. Suspect dacă s-ar înțelege. Câțu joacă o carte... cartea vieții lui. Pe de o parte... Este ultima lui carte, ultima lui șansă să însemne cu adevărat ceva. Are și varianta de rezervă să-și negocieze golden shoot cât mai convenabilă. Asta vreau să te întreb, ce își negociază? Sau ce își negociază Florin Cățu? Se discută de ceva timp privind aport utilitatea lui. Aport tot felul de informații pe surse. Privind utilitatea lui și felul în care va primi bombonica și el vrea bombonica guvernatorului. Dar alții oferă o bombonică un pic mai puțin dulce, mai puțin gustoasă, bombonica de la președinția Senatului. Se negociază, e un poker. El e un negociator bun, deși din punct de vedere al prestației în public nu este un om front office, însă prin prisma meseriei de broker, bun, prost, asta nu știm, n-avem de să știm, sunt doar narațiuni, știe să gestioneze situații de criză, situații de risc, pentru el personal. Nu neapărat pentru zine, toată țara. Ziarul financiar zice că n-a fost chiar atât de bun negociator din moment ce a contractat împrumuturi cu dobânzi cel puțin discutabile. Nu, atenție, foarte mari. Eu spun negociator pentru el. Pentru el e altceva. Nu uita din ce poziție a venit. Era totuși un necunoscut, un ca nimeni acum 3 ani de zile și a ajuns premierul României. It's a feast, cum ar zice englezul. E o chestie nemaipomenită să te inventezi tu pe tine personal și să ajungi, mă rog, ajutorul lui Sara, lui Alina Gorghiu, a lui Sia, lui... mai complic, mai... Ok. Dar sunt atât de mulți care vor să fie premieri. Și atunci, e clar că joacă această carte, că nu se dă bătut așa de ușor să vină Ciolacu sau Ciucă să zică dă-te-mă la o parte, pleacă-mă de aici, pleacă, dă-te-mă. Ai fost util, l-ai dat pe Orban, adică gata, nu acum... Adică nu e ușor de abordat, ca să nu mai zic ușor de strivit. Exact. Pe principiu, Mauru și-a făcut datoria, Mauru poate să moară. Mauru nu vrea să moară. E însă ceva de observat la toată frământarea asta care are loc în perioada despre care vorbim. Dom'le, aproape că ajunge să-ți fie milă de Partidul Național Liberal. Să spun de ce. Pentru că noi nu vom avea un guvern PNL-PSD. Vom avea un guvern PSD-PNL. Uitați-vă la diferența enormă de atitudine publică afișată de Ciolacu ca președinte al Partidului Național Liberal sau Grindeanu, l-auzeam astăzi, ușor zeflemitori, la modul băieți, noi avem timp, avem de toate, avem scor bun în sondaje, hai hotărâți-vă când vreți să facem guvernul ăla, că noi suntem absolut relaxați. Și felul în care, spre exemplu, numai târziu de aseară, apărea domnul Cîțu după o ședință de nu știu câte ore, aproape epuizat și căzut moral, licește, pe treptele de la Modrogan vorbind cu ziariștii și spunând nici el nu știa ce. Că e, că va fi, că s-ar putea sau nu știu ce să fie. Deci, în acest moment, PSD, de departe, în toată povestea asta, e pe cai mari. Dar te întrerup 30 de secunde. Sigur. Unul la mână. Să nu uităm că totuși PSD-ul a câștigat alegerile, în ciuda demonizării sale, și să nu uităm că PSD-ul în momentul de față ține în mână mărul de aur. Dacă nu faceți cu noi și nu faceți cum zicem noi, putem să suspendăm președintele. Asta voiam să spun. Deci următoarea figură tristă, dacă vrei, aceste ecuații, este Klaus Iohannis, care este într-o silențio stampa prelungită pentru că nu are ce să spună, pentru că nu are niciun cuvânt de spus. Ba are. Ghinion. A, probabil. Adică, pentru cei care încă se mai iluzionează că domnul Klaus Iohannis este într-un creuzet al puterii unde amestecă alchimic stânga cu dreapta, dând la iveală o formulă guvernamentală de succes pentru România, bă, băieți, reveniți-vă. Nu se întâmplă așa.
domnul Klaus Iohannis, nu e niciun creuzet al puterii, n-are nicio formulă alchimică în stare să nască un guvern foarte performant. Pentru că domnul Klaus Iohannis este la mâna PSD. Și ne întoarcem la cuvintele nemuritorului Murphy, una din legile de bază ale lui Murphy. Niciodată să nu pui pe seama competenței ceea ce poți să pui mult mai ușor pe seama prostiei, bineînțeles. Da. Exact, știi cu teoriile conspirației, care e el o gândire. Și ne întoarcem la chestia asta și cu COVID-ul, că se aplică și la COVID. Categoric. Discutăm. Bref, în acest moment avem un PSD care este, joacă la win-win situation. Da, nu-l interese. Dacă, și dacă nu se iese guvernul ăsta, ei spun în momentul ăla, da, bă, noi stăm în opoziție până când vreți voi. Da? Ne consolidăm scorul pe care îl avem de 30 și spre 40. Ia mai pune, spre 40. Da? Pe asta spun. Da? În vreme ce voi vă puteți face praf, nu avem niciun fel de problemă. Dar vedeți dacă nu, cumva aveți așa. Iar în momentul de față, liberalii dau din colț în colț, pentru că domnul Câțu, fără, dacă nu mai prinde poziția de prim-ministru, nu mai are valoare de întrebuințare nici ca președinte de partid. Din punctul de vedere, a luat meciul în plan personal acum. Se pare că adică nu mai prinde. Domnul Câțu vine și spune, bă, băi, ți-am înțeles că nu mai sunt ce am fost și că nici nu mai am șanse să fiu ce am fost. Dar ce mă oferiți în schimb dacă ies din ecuație? Și ultima chestiune e așa. Se joacă soarta Partidului Național Liberal și se joacă, iar aici, Mirel, trebuie să spui neapărat chestia asta, pentru că eu ce-am văzut eu cu ochișorii mei, ca să zicem așa, pe niște grafice privind de sondaj de opinie, privind căderea domnului Iohannis în sondaje, este ceva, e, cum să zic, este... N-am văzut niciodată, am văzut multe, aproape 30 de ani de presă, așa, da? Așa. Multe văzură, da? Multe căderi, multe ridicări, multe întâmplări, dar așa o prăbușire... Dacă asta niciodată. Niciodată nu. E fără precedent în istoria. Eu n-am văzut. Nici măcar Băsescu în 2010 nu s-a dus în cap atât de tare. N-avea cum, da, avea încă un... În momentul de față... Păi în momentul de față, ați spun, Iohannis are o problemă și cu propriul electorat. Deci ăia sunt, l-au părăsit, au plecat, deci nu mai e vorba că nehotărâții care nu știu ce. Până și fidelii care au zis, bă, ce ai făcut acestui partid, Partidul Național Liberal. PNL-ul este astăzi schilod pentru că Iohannis. Despre asta e vorba. Avem două personaje care s-au dus în cap de manieră absolut cutremurătoare. Breaking news, landslide, zile cum vrei. Pe de o parte Raed Arafat, care era un semizeu, da, a fost la un moment dat spre 70% și acum este la 22%. Groaznic. Cutremurător pentru el. 22% pentru alți politicieni e ok, dar el vine de la 70% pentru numele Lui Dumnezeu. El era cum sunt pompierii și Gică Hagi. Erau trei lucruri pe lumea asta, pompierii, Gică Hagi și Raed Arafat. La nivelul armatei, de încredere aproape. Zdrențe, așa, și armată. Bun. Și al doilea, Iohannis. Klaus Iohannis, care a avut la primul mandat pe bandwagon, imediat după ce a câștigat alegerile, de asemenea un neverosimil 70%, un vârfuleț foarte scurt, că așa se întâmplă, după ce câștigi alegerile, iese mizeu 3 luni. Pe urmă s-a așezat într-un foarte confortabil 40%, când era lumea spărat, păi el era la 30%, băi, s-a dus în 14%, ești nebun. Deci dacă merge în ritmul ăsta, mai facem un breaking news. Asta chiar trebuie să o spun, breaking news. Florin Cățu, Nucleară. Nu, dar fii atent. Exploziv. Breaking news. Florin Cățu, 7%. Dar și mai breaking news, Mirel Palada, 7%. Deci asta îmi place, la nebun. Nu poți să înțelegi? Nici eu nu pot să cred. Nu, că eu mă măsor și pe mine, îți dai seama, că dacă e sondajul meu, mă pun pe mine. Și sunt și eu acolo, unul printre alții, înțelegi? Breaking news, Palada a ajuns ca premierul României. Foarte nasol românii. Diferența e că tu ești în creștere. Da, exact, diferența că ești în creștere. Știi ce-mi dă mie fiori în toată chestia asta și pășirea spinării, de aia de spaimă, adică să ne înțelegem, nu vreau unii de aia plăcuți. Faptul că domnul Klaus Iohannis e la, ai zis 14, oficii, mai pune 14, 15%, bun. Domnule, dar mai are 3 ani de mandat. Da. Înțelegeți ce se întâmplă într-o țară în care președintele e la 15% și el mai are 3 ani de mandat? Asta înseamnă că dacă mâine... Ion Iliescu la cât a plecat? Dom'le, dacă mâine... Ion Iliescu a stat în mod constant la 40-50%. Ia gândește că mâine trebuie să anunți o măsură. De categoria, nu știu, strângeți cureaua... Începe războiul, luați un sac de mâncare și băgați-l în garaje, în cămări, că poate e nevoie să facem provizii. Nu-l ascultă nimeni. Deci aia va fi... Asta nu este că nu-l ascultă, din contră, va face fix pe dos. Exact, o să spună ceilalți, cine e asta, ce vrea de la noi. Deci da. Este îngrozitor. Și nu-mi dau seama în momentul de față, pentru că eu nu întrezăresc
gândindu-mă la strategii politice, ce șansă de a se resuscita ar putea avea un personaj din ăsta precum Klaus Iohannis. Florin Câțu... Bățescu și-a revenit în 3 ani de zile. Tot de pe la zona aia, 10-15%, și-a revenit la 20% cu greu și de-abia acum a început să-l bage lumea în seamă. Acum e la 20%, dar atunci și-a revenit de la... Deci Traian Băsescu e la 20%? Acum e la 20%. Pentru că taci. Pentru că taci. Nu, și pentru că prin comparație, cel mai important lucru care se întâmplă în sondaj în momentul de față este mintea românului cea de pe urmă, fenomenul mintea românului cea de pe urmă. Când au dat de liderii N, generația N de acum, românii dintr-o dată au zis să-mi dau una N-1, N-2. Au început să reconsidere, mai au un pic și reconsideră pe Cuza și pe Iliescu, înțelegi? Deci să reconsidere pe Boc, pe Joană, pe Băsescu, pe Ponta, dintr-o dată ăștia sunt buni. Ponta, da, exact. Ponta e la peste 20%, nu? Ponta e la 25-27%. Iată, Ponta, da. Incredibil, da. Da. Da, Ponta. Este dezastru, fii atent. Între noi fie vorba, n-a fost un prim-ministru rău pe chestii economice. Nu, n-a fost un prim-ministru. Mega antreprenorial. Dar a fost tăvălit și demonizat. A. El a făcut multe lucruri nasoale pentru echipa lui. Am făcut parte din echipa lui și sunt dintre cei care au fost un pic tăvăliți din cauza lui. Și el n-a venit înapoi să zică, bă, hai mă. Uh-huh. Ne-a cam lăsat în cochi în soare. Descurcați-vă. Descurcați-vă. Îl apreciez în continuare. A fost unul dintre prim-ministri foarte buni ai României, dacă nu printre cei mai buni. Și acum lumea îl reconsideră. Știi plăcuța aia cu Victorie? Hai înapoi, că am glumit, mă, cu chestia aia. Așa se întâmplă și cu Băsescu, care și Băsescu a fost urât de o parte însemnată a populației. Tu știi foarte bine chestia asta. Da, eu știu foarte bine chestia asta. Dar aș putea să zic și eu la fel ca tine, da? Bun. Bă, și toți aia care eram pe lângă el, la un moment dat ne-am trezit în fund. V-ați furat gol, toate părțile, la un moment dat. Dar din punctul ăsta de vedere, Băsescu, cel puțin cu oamenii care au stat alături și în perioadele foarte grele, a avut, mă rog, nu că vreo resplată sau chestia, că nu despre așa se punea problema, dar a avut, de fiecare dată, a lăsat porți de dialog. Adică n-a închis uși, n-a nu știu ce, nu s-a plecat. Nu, nici Victor nu face chestia asta. E foarte politicos, domnule, foarte prietenos, dar când a fost... Aduceți-vă aminte episodul PR-ul. A fost cam bancul cu locurile, du-te tu primul că până nu e Pufneștere. Nu, mai bine, a spus și mai altora, vin și eu și n-am mai venit. A încercat să fac o înțelegere separată cu Dragnea, nu a ieșit, mă rog, alte discuții. Dar ăsta, iartă-mă, scrie-le totuși. Măcar în jurnal, înțelegi? Pentru că ele sunt chestii... Acum, pentru că se întâmplă atât de multe lucruri în jur, că aia e marea prostie. Oameni care au fost în epicentrul și uneori chiar și în subsolul unor întâmplări politice cu mare însemnătate, da? Trec și zic, lasă-mă că poate o să le scriu, poate o să le nu știu ce. Și le uși, acum vin foarte multe lucruri grămadă și e multă zgură, sunt multe aluviuni. Va fi o zi însă când va fi nevoie de astfel de mărturii pentru a înțelege de fapt ce naiba ni s-a întâmplat în toți anii ăștia. Că sunt multe lucruri pe care, uite astăzi, uitasem de episodul ăsta cu PRU, da? A contat la momentul ăla, a avut relevanță, au fost niște lucruri care s-au întâmplat, au fost niște pietre politice care s-au mișcat, niște falii. Dacă venea, intrăm în Parlament. Da, niște venea, falii care s-au mișcat. PRU era aurul de acum, dacă venea. Iată, da. N-a vrut, a zis că face el o șmecherie a lui propriu personală. Bun, revenind la toată povestea asta de acum, pe lângă discuțiile legate de criza economică, certificatul verde, discuții care cu siguranță vor continua și la anul, pentru că va fi reconfigurată povestea asta cu certificatul verde, e foarte posibil. Așa cum spunea și Valeriu Rughiță, care e șeful campaniei. Anul trecut era teoria conspirației, acum este deja realitate. Nu, dar e posibil să intre și boosterul pe zona asta de certificat verde. Da, o să ne vaccinăm de 6-6 luni. În Franța deja sunt primele semne că lucrul ăsta se va întâmpla. Nu zic marca, ca să nu fac reclamă. E mobil, da? Se termină bateria. Trebuie să bagi la încărcat. Se termină bateria, trebuie să bagi la încărcat. La fel o să fie și cu sărăcia de... Ce tare imaginea asta. Pune. Așa e. O chestie care mi se pare de comentat e treaba asta cu nevaccinații care ar fi obligați, potrivit unei propunere a PNL-ului, să-și plătească spitalizarea în caz că ajung la spital. Aici e de discutat, mi se pare de discutat. E normal ca după ce... Să zicem niște oameni care sunt în câmpul muncii de câteva zeci de ani. Nu, au plătit. Nu. Te rog. Deci, te rog, nu, pentru că mi se pare o mizerie îngrozitoare. Am urlat în aceste zile de când a apărut ideea asta și a mai vehiculat-o și Emanuel Ungureanu, deputatul USR, care tot așa spunea, ce, domnule, dacă ocupă locurile unora care au nevoie de paturile de la ATI, ne fac cea. Domnule, dacă am ajuns să punem problema în felul acesta,
încep să cred că nu cu noi, ci cu rasa umană se întâmplă o nenorocire. Da. Bătrânii și bolnavii nu sunt oameni, trebuie să moară. Dom'le, cum să pui problema în felul ăsta? Adică zici, să-și plătească. Din ce să-și plătească, mă? Păi n-au plătit o viață întreagă. Nu, da, stai puțin, da. Da, să ne gândim totuși la... Știi că sunt costurile de spitalizare, da? O chestie 8.000 asta? De euro. Ok. Potrivit Newsweek, da. Calcul, niște calcule făcute... Dom'le, e o poveste veche, s-a mai vorbit în timpul pandemiei. Și plătească? Cum adică pe zi, 8.000 de euro, nu, 8.000 de euro după 10 zile de spitalizare COVID. Aproape 1.000 de euro, 800 de euro pe zi. Da. Aproape 1.000 de euro pe zi. Această discuție trebuie să înceteze foarte rapid. Pentru că dacă se întâmplă acum așa, după aceea știi ce se va întâmpla? Se pune problema la motor. Sunteți fumător, domnul Turcescu? Și zici, da. Nu sunt, m-am lăsat, dar presupun, vă dau un scenariu. Da? Ne pare rău, v-ați îmbolnăvit de plămâni. Da, am înțeles. Și nu putem să vă internăm pe dumneavoastră, pentru că, ne iertați, sunteți fumător. Păi și dacă nu erați fumător, vă internați și vă plăteam așa, trebuie să vă plătiți dumneavoastră spitalizarea. Deci un vicios, un păcătos. Deci un vicios. Sunteți cumva obez, domnul Mădălinescu? Da, am 10 kg peste, 50, poate așa mai departe. Ne pare rău, pentru că ați mâncat ca... Doamne ferește, nu? Da. Luăm chestii ipotetice, da? Pentru că n-ați fost... platoul ăsta eu sunt cel mai gras, ca să avem discuții. N-ați fost cumpătat, da, în viața dumneavoastră. Dacă vreți să așa vă tratați, vă tratați pe bani, dar știți, am plătit asigurări. Sigur, noastră șansă e să vă tăiați stomacul băi, oameni, cu banii dumneavoastră? Păi voi vă dați seama în ce demență intrăm dacă punem lucrurile în felul ăsta? Da. Deci, beți alcool? Da, exact. A, ați băut la viață? Da, mai băut din când în când, o țuică un șpriț, da? Deci un nenorocit. Sunteți un vicios, un vicios, un păcătos. La revedere. N-aveți voie la mântuirea trupului. Bineînțeles, da. Da, sufletul îi discutăm vorbim la popă. Și da, boala la... asta venerică de unde aveți? V-ați înșelat soția? Da, am 3 amante, nu știu ce. Pare rău, nu se poate. Da. Dacă nu n-ați meritați. Fost doar cu soția, la revedere, nu vă putem trata, da. Vă trata. Oameni buni, ajungem la o demență. Sigur că noi acum mai... Cine făcea așa? Cine făcea așa? Nu, cine... e o chestie de bun simț. Hitler. Nu, 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 atenție, e foarte important. Au plătit zeci de ani niște asigurări de sănătate. Li s-au luat din venituri. Discursul ăsta de amestec al... perfecțiunii. Dacă nu ești virtuos, atunci nu merită să faci parte din societate, nu ești om, ești un subom, este miezul discursului nazist. Hitler venea și spunea, am nevoie de o populație virtuoasă, care să fie blondă, înaltă, frumoasă, să facă sport, să în aer, apă rece. Știi filmele acelea de propagandă? Arienii, rasa. Rasa ariană. Dar nu, atenție, nu trebuie să mâncați nici carne. Hitler era vegetarian. Eventual lăcuste. Da. Singura proteină. Da, carnea roșie, da. Tocmai am început să ne spună. Exact. Carnea roșie nu e bună, că vasile trebuie. Viermii de făină și lăcustele bun. Exact. Călătoare. Și atunci doar salată, doar poș și rugăciune. Europene. Voi sunteți oamenii societății și sunteți utili societății doar dacă sunteți virtuoși. Dacă nu, vă împușcăm. Nu, știi? Întâi nu vă lăsăm să vă tratați. Mai încolo vă împușcăm. Da, horror, adică, a deschide în momentul de față, așa, știi, da. Care e pericolul? Că asta mă enervează cel mai mult și trebuie să aș puncta chestia asta de nenumărate ori. Când în spațiu public o idee atât de nocivă, de toxică, cum este asta, domne, să nu-i tratăm decât pe aia care s-au vaccinat pe banii de la buget, da. Pe restul se... Când ea ajunge în spațiu public și e pusă sub formă de ce părere aveți despre asta? Înțelegi? De-aia am rostit la început, am zis nu. Se pregătește. Deci nu vreau să urmează. Pentru că în momentul ăla o relativizăm, o zicem, ce-ar fi dacă? Hai să vedem, da. Păreri pro-contra. Da. Nu! O discuție de genul ăsta trebuie să fie sfărâmată, zdrobită din start, banată din start și spus, așa ceva nu trebuie să discutăm. Hai să-ți dau eu o temă de... Despre asta nu trebuie. Oamenii peste 60-65 de ani, pe ce ești la pensie, nu mai sunt așa de utili. Da? Da. Economic vorbind, în gândirea aia progresistă, economică, necruțătoare a useriștilor. Hai să propunem o temă. Ce măsăriștilor? A progresiștilor în general. A progresiștilor în general, pentru că și Hitler era un progresist în gândire. Știi că au existat și la nivelul organismelor europene, astfel de care au devenit virale opinii în ultimii ani. Și îți propun o temă de gândire care nu e prima dată care este frazată, fie de manieră de discuție, fie ficțional. Ce ar fi să scăpăm de ăștia bătrâni? Că nu mai sunt utili. Da, nu-s bun. Da, este subiectul filmului Soylent Green din 1972, Toamna târziu. În care, când făceai 60 de ani, îți luai bagajelele frumos, te duceai într-o cameră unde spunea muzică frumoasă, Beethoven, și spunea că prioare pe pereți, și zicea, preferați injecție albastră sau portocalie? Doamne, o vreți cu gust de mentă sau cu gust de mango? Și ajunge personajul principal, Charlton Heston, să descopere la un moment dat că Soylent Green is people. Nu vă spun tot pe filmul ca să-l căutați.
se ajunsese la un moment dat să se și transforme, să folosești utilitatea oamenilor și după moarte. Pentru că era suprapopulație, era multă lume, nu exista mâncare. Și atunci, dacă tot oamenii mor oamenii la 60 de ani, îi forțăm să moară la 60 de ani, hai să facem și ceva din ei. E un semnal de alarmă grosier la nivel de science fiction. Din anumite practici naziste. Exact, exact. Cum a fost... Dar să știu un lucru. Dar e ceva. Nu, e, ideea în sine, dacă o arunci, mai ales, cum să spun, într-un astfel de context, ea devine foarte rapid seducătoare. Adică ia mințile tuturor, precum comunismul. Ideea comunismului e seducătoare în teorie. Deci zice, domne, aia e calitate. Îți prăpădim banii degeaba pe ei, bani. Aici e o chestie la fel. Zici, domne, stai puțin. Li s-a oferit varianta în care să rămână sănătoși și n-au vrut să ia varianta asta și așa mai departe. Știi? E îngrozitor, de aia spun, să deschidem zona asta de discuții e nepermis. Într-o lume încă normală la cap. Dacă admitem cu toții că nu mai suntem, că după 2 ani de zile, ceea ce e foarte posibil, da? Crizele succesive la care s-a pus stop, criza e în top, criza de nervi în orice societate, ne-a făcut să ne pierdem. Ne-am țăcănit, am luat ora asta, sigur, puteți discuta din acest moment orice. Dar Robert, scuze-mă că te întrerup. Trebuie să spunem ceva, că poate spectatorii noștri se uită la emisiunea asta și nu s-au uitat la alte emisiuni în care am fost toți trei împreună. Atenție. Nu suntem nebuni la cap. Și eu și Robert ne-am vaccinat. Da. Deci nu venim. Și Madalin. Am 3 doze. Deci nu venim din punctul de vedere. Am făcut-o fără, cum să zic eu... Tragere de nimeni entuziasm. Și eu la fel, tot fără tragere de nimeni, pentru că a trecut prin boală, nu de alta. În primul rând, pentru că am un copil, îl spun clar. Nu pentru libertatea de circulație. Pentru că asta este iluzorie. Nici n-ai timp să circulezi. Eu am făcut-o pentru libertatea. Ai treabă în general. Pentru că am un copil cu dizabilități și pentru că, Doamne ferește, dacă el ajunge într-o situație în care să aibă nevoie de o intervenție medicală, nu mai te primește nimeni. Așa mai ales dacă e să mă duc în afară țării. Așa este. Bun, aici în țară... Și noi suntem toți trei vaccinați. Deci nu suntem dintre cei fierbinți la cap antivacciniști care să zică 5G și Bill Gates și că face șerpilieni. Nu. Dar discutăm principii aici. Discutăm despre o chestie foarte importantă, la fel de importantă ca sănătatea. Discutăm despre libertate și despre dreptul tău de a hotărâ asupra vieții tale. Dacă vreau să fumez, eu hotărăsc. Eu, dacă tot am făcut această precizare, vreau să știu, să știți, de exemplu, că am anticipat valul 4. Deci am avut și această teamă personală că lucrurile vor lua razna, pentru că am vorbit cu niște oameni de primă mână din industria medicală, din zona medicală, nu numai din industrie, cu manageri care au gestionat povestea COVID de la început și care mi-au zis, Mădălin, cred că e cazul să faci acest pas. Că ai o problemă în familie, că vrei să-ți asiguri copiii sau vrei să fii safe atunci când ți-ar putea să fie nevoie să te deplasezi. Asta e altceva, dar fă și acest pas pentru că va fi o nebunie în România. Au avut dreptate. Da. Am făcut vaccinarea și din acest... Da, mult mai mare valul 4 decât nu celălalt. E off-topic, dar vreau să duc discuția și spre o altă zonă pe care cred că trebuie să o abordăm, poate nu acum în emisiunea de acum, că tu nu știu cum ai programat toată, dar trebuie, domne, începe să fie o chestiune despre care trebuie să discutăm. Până și pornesc de la faptul că, ți-am spus înainte de emisiune, eu sunt ascultător, de exemplu, al podcastului făcut de Ion Cristoiu. În fiecare zi îl ascult. Cristoiu e un om care... E un reper. Știe multe, are multe surse, de multe ori a anticipat foarte corect mișcări din politica românească. Ion Cristoiu, în acești 2 ani de pandemie aproape, da, nu s-a exprimat în legătură cu vaccinul decât foarte, foarte puțin. A spus că l-a făcut. A zis, am făcut, zice, dar nu s-a auzit la mine că să face mai sau ce. Ieri, Ion Cristoiu, repet, care face un podcast zilnic, da, cu jurnalul lui video, așa, a fost prima dată când a abordat tema legată de vaccinare, spune că toată nebunia de la noi și din jurul nostru trebuie discutată și prin prisma faptului că, domne, poate că vaccinul ăsta nu are efectul scontat. Care era efectul scontat? Ca după o doză, două, ai trei acum, da? Să ajungem în situația în care numărul infectorilor să scadă, valul 4 în care suntem să deja fie mai jos să fie mai jos decât valul 3, valul 5 să fie doar o proiecție așa unor minți rezidual, unor minți mai care văd lucrurile mai negru, așa mai pesimiste, când colo ce constatăm? Că ne injectăm, băgăm de toate, singura alinare parțială este că aia care au vaccinul făcut nu mor.
Deși sunt nu se îmbolnăvesc ce... atât de greu. E și un studiu făcut în Franța recent care dar care până la urmă ceea ce vine pe zona asta cu niște precizări semnificative. Ziceam că de lansat discuția trebuie lansată. Băi, oameni buni, ăștia de la Pfizer, ăștia de la Moderna, ăștia de la Johnson & Johnson, poate ar trebui să vă închideți din nou în laboratoare. Okay. Și să scoateți o variantă upgradată a vaccinului sau poate chiar una total modificată nu sau alt vaccin. Dar nu știu dacă, dacă în România, de la sezon la sezon avem altceva. Chiar va fi cazul, chiar vă propun să facem o emisiune în care să luăm niște specialiști să vorbim pe tema asta și foarte repede pentru că este e urgent dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa în acest moment. Și în Portugalia, și în Olanda, Danemarca. Eu vreau să întreb dacă e normal ca în Germania să se întâmple vârf de care înainte de ceea ce nu s-a întâmplat înainte de vaccinare, într-o situație în care e 2/3 din populație vaccinată. Nu vreau să ne răspundeți voi, ca să nu fiu acuzat. Mai mult de 2/3, Germania sunt 70. Da, ca să nu fiu acuzat că apelez la nespecialiști pe zona medicală. E foarte greu asta să mai poți discuta la TV genul ăsta de lucruri, să mai pui niște întrebări de bun simț. O să fim ca telefonul mobil, ne punem la încărcat în 6 luni. Nu, dacă nu ni se termină certificatul, o să spună că ni se termină anticorpii, deși nu se știe cum sunt, dacă durează 6 luni sau 7 ani. Ideea e că sunt vești bune. Uite, România, economia dude, 8% creștere economică pe ultimul trimestru. Dă și pagina aia altă în care se vede și inflația, 7%. Nu, și mai dă încă o pagină. Nu, e 8% deja. Da. Deja 8, și mai dă încă o pagină și spune că de fapt este doar o revenire dintr-o groapă dezastruoasă de anul trecut. Deci noi dacă în 2019 eram aici și părma am căzut de ne-a rupt gâtul, în 2020 și în 2021 ne-a revenit un pic față de 2020. Îți dau o serie. Eram la 100, am căzut la 70, am revenit la 90. Mamă, de la 70 la 90, mamă cât am crescut. Nu! E de la 100 la 90. Mai e ceva care mi se pare foarte tare. La fiecare 30 de lei. Da? La fiecare... Stai mă să găsesc. La statul trebuie să se împrumute la fiecare 100 de lei strânși din taxe și impozite cu 30 de lei. Da. Ca să facă față acestor cheltuieli. Asta spune ziarul financiar. Asta pentru că s-a dus economia în cap, nu mai colectezi taxe, oricum ai o rată. La fel, ziarul financiar menționează că acest guvern Cîțu, da, s-a împrumutat cu 60-70 de miliarde de lei. Da. Acum, recent. Da, sunt niște sume enorme, pentru care încă n-am primit explicația. Adică nimeni nu știe în acest moment. De la 35% s-au împrumutat autoritățile române. Datorie față de PIB, la 52% datorie față de PIB. Într-un an de zile am crescut de la... Într-un an și jumătate, hai să zicem 2 ani, am crescut de la 35 la 52, 17 puncte procentuale, jumătate din cât am crescut în 30 de ani. În condițiile astea e greu să mai vorbim de creștere economică. Zero. Mi se pare iar o chestie interesantă de menționat și trecem spre o poveste care, care va trebui dezbătută, pentru că cu siguranță aici avem multe de spus. În România, de exemplu, românii, 50% dintre români nu fac economii. Mai mult decât atât, au datorii. E ceva foarte tare, dar 77% dintre ei, pe de altă parte, nu simt datoria morală să le plătească la timp. Apropo de români, 77% nu au senzație de presiune morală când nu le achită. 88% ar vrea să fie recompensați pentru plata datoriilor la timp, în relația cu băncii. Deci asta, e, asta este Eurostatul, cred că, da? Barometrul Eurostat. Și 16% dintre români cu credite nu consideră prioritară plata lor. Dar 50% din români au datorii. Adică într-o țară în care 50% din populație are datorii, sau 50% din procentual vorbind, trec prin această fază, să spui că ai o creștere economică și să-i feliciți pe români, că asta a făcut Florin Cîțu pentru această creștere economică, nu știu dacă mi se pare o creștere economică ce se duce în insulele Seychelles, se duce în paradisurile fiscale, se întoarce înapoi la companiile mamă. Ne putem gândi. Asta? E creșterea economică pentru stăpânii corporatiști care dețin 80% din producția economică a României. Și ei proprii. Capitalul străin e de peste 50% în acest moment în România. Cea mai mare... ponderea de producție, vorbesc, din PIB, e făcută de aproape 80% firme. Da. Aproape 80% din PIB este produs de firme cu capital străin. Păi și-a văzut cea străinătate. Cea mai mare iluzie a lumii actuale este că banii mai valorează ceva. Nu mai valorează absolut nimic. Întreaga lume, de la România la Statele Unite ale Americii, trăiește pe credit. Asta este. Deci este și trece printr-o inflație oribilă. Și o inflație oribilă. Deci, povestea asta cu banii e așa, o treabă... Cum să zic, faptul că românii au datorii 50%,
știu dacă lucrurile stau altfel în alte țări ale lumii. Adică eu tot am mai spus la emisiunea ta, mereu am vorbit despre treaba asta, încă stăm bine prin faptul că românii au niște case, au o casă, da. Unii, una, alte, două. De, e foarte important. Gândește că în alte țări, ca să stai, să-ți cumperi o casă, faci un credit la bancă pe 20-30 de ani, deci și ăia au o grămadă de datorii, da. Iar aici vorbim totuși de datorii micuțe, adică știi care e povestea? Uite, de exemplu, mă gândeam la pensionare, am întâlnit astfel de situații, de la o lună la alta se împrumută ca să mai au nevoie, să zicem, de 500 de lei, să duc la casele de ajutor reciproc, da, da, da. Și mai au un 500 de lei ca să treacă de la o... să-și plătească medicamentele sau să mai completeze acum, iată, la factura de curent, de nu știu ce, da. De sânt. Și rostogolesc o datorie care cam mai e tot timpul. Eu am asistat la un moment dat, la un episod în ăsta, vero, cu cineva care făcea un calcul, deci te doare sufletul la un moment dat, cineva care împărțea 1400 de lei pensia, da? În tot ce avea de cheltuit în luna respectivă. Nu vă dați seama ce înseamnă un pensionar care face un astfel de calcul. Și trebuie să stea cu cutiuța. Cel mai groaznic moment pe care l-am văzut, cu o pensionară la farmacie, da, cerând două aspirine. Da. Da. Nu avea mai mulți bani. Nu avea mai mulți bani, și fost întrebată. Eu de fiecare dată, când la fel ca mulți alții dintre noi, mergem ca proștii, cumpărând în supermarketuri cât un coș din ăla, îl băgăm în frigider și ajungem după aceea, după două săptămâni, să aruncăm la coș pachete întregi pe care nici țipla n-am luat-o de pe ele, da? Că am uitat de ele, că n-am avut chef să mâncăm. Da, am făcut probleme. Am început diete noi. Am început diete noi. Am intrat... uităm de ele. E o nebunie întreagă. Deci de fiecare dată am dureri de stomac de fiecare dată când mi se întâmplă o astfel de chestiune și m-am jurat, mă rog, spunem așa, de nu știu câte ori, că nu mai fac de astea, nu mai duc, mă, la supermarket să nu te duci cu burta goală, cu un plicoș și ca prost, dacă ți-e foame. Dacă ți-e foame, fără discuție. Ja. Și în general să te duci doar în momentul în care chiar crezi că nu mai e nimic și de mâncare. Și cumpără jumătate din ce e cămară, îți vine. Vorbim de ăștia, da, care avem, suntem tentați să... Dacă vă spun ce stați fac, așa. Stați așa. Zim. Dacă vă spun ce fac eu și cu soția mea, o să râdeți. Deci, știți cum se zice? Poți să scoți telega din om, dar nu poți să scoți omul din telega. Noi suntem în continuare de la țară. Da, și avem două chestii în casă. Punga de pungi. Da. După vremea când nu existau pungi. Punga de pungi. Punga de pungi, da, care este o chestie antropologică, da, este un element distinctiv al generației noastre. Și nu eu aveam pungi. Și eu. Da? Da. Și eu vreo 50. Și doi, dacă vă spun ce facem noi, deci stăm la telegă. La telegă avem niște câini care stau împreună cu vecinii, că ei au grijă și de casa noastră, prietenii noștri, nu sunt doar vecini, sunt prietenii noștri în copilărie. Și, băi, noi strângem oasele și pentru le băgăm la congelator și le facem pachet cățeilor. Pentru că mă doare sufletul să zvârl mâncare. Da, e îngrozitor. Am crescut în copilărie. Dacă puteai, le rudeai și paste. Cum? Dacă puteai, le rodeai și pe... A, nu mai spun că rod oasele de mies ochii și... Spun și eu una. Copiii la mine ca la nebun. Mama mi-a spus, de când eram copil, a zis, să nu te prind că aruși pâine. Pâine, exact. Și atunci, orice colț de pâine care rămâne, mai ales că facem pâinea în casă și orice, o pun într-o pâine... Pâine în casă? Da, numai în casă, de ani de zile. Pe zona asta, nu? Da, este ai senzațional. Niște, sigur ai niște secrete pe zona alimentară. Da, nu, dar nu mai poți să mai mănânc pâine cumpărată după ce te-a pus să faci pâine în casă. Se la o mașină de făcut are pâine. Are un gust inimaginabil. Dar măcar de la țară, de la socră meu, cu câte un sac de 50 de kilograme de făină... Poate să țin o pâine făcută în casă o săptămână, mă mâncați. Păi e formula cum trebuie, mă. Deci, e pâine. Cum e dimineața să te trezești să pui pâinea la făcut de seara? Sigur că sunt și gospodine care fac nevastă, de exemplu, o lași la dospit peste noapte. Da, o fac pâinea inclusiv la frământat, mă rog. Cine are timp? Cine are timp. Dar totuși dimineața să te trezești să miroase a pâine făcută în casă este fabulos. Revin. Am o pungă de hârtie, ca să zicem așa, da, că nu o țin niciodată... Așa e, ca să se usuce, dar să nu mucegăiască. Să nu mucegăiască. Și orice coltuc care rămâne e acolo pus, da? Și sigur, te duci și cu pâinea aia mai hrănești o găină, mai hrănești un purcel, mai hrănești un ceva. Era pe vremuri, resturile le puneai pentru porc. Exact. La bunica mea nu mi-aduc aminte să fie aruncat vreodată un rest de mâncare. Totul mergea la porci, mergea la găini, mergea la... Foarte tare observație. Îmi pare rău că nu pot să iau imagini dintr-un documentar care e acum pe Netflix despre Ceaușescu. Care e în top 10, top 10. Da, ăla cu... ăla care nu are niciun comentariu, pur și simplu, sunt faze într-o anumită secvențialitate. Autobiografia lui Ceaușescu, e bine făcut ce, ăla, da. A mai apărut unul acum recent. Da, ce vreau să spun, că nu e legat de moartea lui Stalin, acolo. Mă uitam la oameni din perioada aia. Demnitari, oameni obișnuiți, aia numai eu, muncitori. Bă, nu era unul gras. Nu era unul gras, frate. Da? Nu era unul gras, eu nu mi-aduc aminte de obezii din perioada lui Ceaușescu. Dar nu pentru faptul că nu era puțină mâncare.
ci pentru că rețetele de atunci erau mult mai sănătoase decât rețetele de acum. Principalul dușman al omului în momentul de față nu este COVID-ul, nu este poluarea, este zahărul. S-a ajuns să se pună zahăr în pâine. În orice. Sau conserve, da, ca și conservant. În murături, în pâine, în friptură, în orice, suntem nebuni la cap. Te duci la supermarket și vrei să cumperi ceva de la orice, un aliment banal. Dacă citești eticheta, este imposibil să nu vezi zahăr, înțelegem povestea. Bun, fiți atenți acum. Asta este foarte tare. Vorbeam de simulările care s-au, în mod straniu sau nu, s-au derulat în anii precedenți declanșării pandemiei, începutului pandemiei. Davos, cu toate, cum să zic, controversele stârnite. Dom'le, uite, ăștia au anticipat pandemia. A fost un exercițiu chiar și la Davos, care vorbea de o pandemie care se va declanșa. Culmea, în câteva luni a început nebunia. 2019 la Casa Albă îmi spunea în Crimson Contagion, scenariu care i-a vizat pe toți funcționarii de acolo. În 2015 se întâmplă această reuniune sub patronajul Fundației Mondiale pentru Natură, care are sediul la Washington. Și în noiembrie 2015 povestea apare pe website-ul Cargill, care este un mega consorțiu internațional pe zona asta alimentară. Are filiale în 170 de țări, inclusiv România. Există și Cargill.ro, dacă vreți să căutați. Dar povestea apare pe site-ul Cargill. Hai să-l dăm pe ecran. Concluziile sunt inimaginabile. 65 de politicieni, academicieni. Uitați aici. Da? Oameni de afaceri și lideri de opinie s-au adunat la sediul Fundației Mondiale a Naturii din Washington pentru a simula cum ar răspunde lumea la o viitoare criză alimentară. Pentru că tot timpul la CNEA sunt povești de genul ăsta. Dă-i înapoi puțin. Da. Uite, global, înapoi, la început, la titlu, da. Da, stai să vezi. Se va termina cu o taxă pe carbon. Da. Totul se va termina cu o taxă pe carbon, că asta vreau să spun. Fabulos. Acolo sunt. We've learned that the carbon tax is a possibility. Așa. Bun. Și ajungem acolo. Dar hai să ajungem în momentul pe care îl vor vedea și telespectatorii noștri. Fac ăștia simularea și anunță că în decada 2020 vor apărea două crize alimentare majore. Asta este rezultatul simulării, da? Toată lumea trebuie să fie atentă la chestia asta, pentru că e foarte important. Cu prețuri apropiindu-se de pragul de 400% din media pe termen lung a produselor alimentare. Anunță și o serie de evenimente climaterice extreme, dar și prăbușiri de guverne în Pakistan, în, atenție, Ucraina, trebuie să fim foarte atenți, așa, foamete și crize de refugiați, iacă, așa, și o creștere vertiginoasă a prețurilor urmată, prieteni, de o iminentă criză alimentară mondială în 2022. Uitați-vă aici. Pentru că totdeauna când mergem la CNEA, ne întreabă, dom'le, dar care sunt sursele astea? Bineînțeles. Ce surse astea? Da, sursa originală. Da, este o criză alimentară nu dată de lipsa de producție, ci dată de creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor. Că nu creșterea, că nu există mâncare. Nu. De creșterea că prețurilor. Au crescut prețurile, păi, de în concluzie îi spun foarte clar, pentru că au fost mai multe simulări în această perioadă, pe care le putem cita. Vă dau și nume de simulări. Resetați masa sau campania Golește-ți farfuria. Deci toate aceste simulări sau exerciții de genul ăsta merg pe ideea că mâncarea trebuie raționalizată. Progresiștii merg pe ideea, globaliștii, pe ideea asta că mâncarea trebuie raționalizată. Practic ce a făcut Ceaușescu cu noi. Am trecut ani de zile prin raționalizări, cartele și așa mai departe. Și vor să introducă taxe speciale. Concluziile sunt că trebuie taxe speciale pe carne. Vom ajunge probabil în concepția lor să mâncăm carne de două ori pe săptămână, o dată pe săptămână, că e sănătos și facem și economie. Facem economie. Organismele europene încep să ne propună alternative alimentare, gen lăcustele călătoare sau viermii de făină, care sunt considerați deja mega savuroși, delicatese. Și vor să vândă începând de la anul sau de când va fi lăcustele de călătorie sub formă de snack-uri. Propun, trebuie să recunosc că melci în prag. Și, practic, toată această criză, care nu va fi... Iată, criza nu va dura un an. Că asta spun ăștia în simularea asta. Nu va fi o criză din 2022. Nu. E o criză pe câțiva ani, care se va termina în 2030 cu celebra taxă pe carbon. În sfârșit, China, India și SUA semnează această taxă pe carbon, care va duce la energie, la emisii zero. Ăsta era un scenariu în 2015, care iată că vine să fie contrazis de atitudinea mai mult decât reticentă a Chinei și Indiei,
privind discuțiile de la Glasgow. Uite, asta am mâncat cu Liviu Mihaiu în Beijing. Fii atent. Astea sunt lăcustele, nu? Da, asta am mâncat la prăjite, dar care aveau gust de semințe. Ar trebui să citim Tarzan, să vedem acolo cum ne explică Tarzan. Da, așa. De tot meniul lui Tarzan. Tot meniul, exact. Da. Doamne, ce cărți, Edgar Rice Burroughs. Ne ducem spre epoca, am mai vorbit despre asta, spre epoca alimentelor raționalizate. Cumva, asta e tendința. Pune tu că mă bufnește. Nu, te rog. Dar facem asta după pauză. E vreo idee pe care o uiți în câteva minute? Nu. Intrăm în pauză. Avem și viralele care iară sunt ceva de vis. Dar trebuie să terminăm povestea asta. Nu vi se pare totuși că potrivirea este prea... Așa de deștepți erau în 2015? Da, am un punct de vedere. Ca să spună că în 2022 începe criza alimentară? E așa de simplu de... Tot ce altădată ni se părea teoria conspirației începe să dovedească a fi o chestiune. Da. Hai să vă dau un exemplu, analogie, dacă mai avem timp 2 minute. În al doilea război mondial, una din principale probleme a nemților în a doua jumătate... Nu avem timp. Deci ne spui asta după publicitate. E o poveste de un minut ca să fac analogie. Este foarte important. Rămâneți cu noi pentru că... Știți asta, nu aveți ocazia foarte des să urmăriți astfel de discuții la TV și nu știm dacă în perioada următoare lucrurile vor sta mai bine din acest punct de vedere, așa că nu ratați nicio secundă din ceea ce va urma.